emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat dorința, intenția și poate unii dintre ei au avut și curajul de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta care le sunt ideile, gândurile, proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, alături de mine, este domnul Ion Bădin, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mult a fost, puțin mai este. Așa iată este. Că ne aflăm deja în cea de-a 4-a săptămână de campanie electorală, o perioadă destul de agitată, dacă ar fi să ne raportăm la discuțiile pe care le aveam cu invitații mei și la începutul acestei campanii electorale, când lucrurile păreau relativ liniștite. Acum parcă lucrurile se accelerează și până la urmă puterea supremă o vor avea hunedorenii în data de 9 iunie, din care vor alege, vor taxa, pentru că din păcate, uneori vorbim și de un vot negativ. Nu știu dacă neapărat este cea mai bună soluție sau nu, dar poate din experiența dumneavoastră și în politică, și în presă, și în administrație, puteți să trageți așa o concluzie da. Și cu privire când la acest aspect. Când ați spus hunedorenii, v-ați referit la județul Hunedoara, în principal, tot județul. Se merge în fața urnelor pe 9 iunie pentru a vota atât primarii, consilierii locali și comunali și președintele Consiliului Județean, consilierii județeni, dar și europarlamentarii care să ne reprezinte în Europa în viitorul legislativ. Sigur că eu, deocamdată, în calitatea mea de vicepreședinte al Consiliului Județean, mandatul curge până în începutul lunii octombrie, îndemn pe hunedoreni locuitorii județului Hunedoara ca duminică să se prezinte număr foarte mare, cât de mare în fața urnelor și să voteze cu încredere echipa Partidului Social Democrat, în speță președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor și lista de consilieri județeni, pentru că în mandatul în care am participat și eu în cei 4 ani de zile s-au făcut extraordinar de multe lucruri în județul Hunedoara, printre altele atrăgându-se numai puțin de peste 1 miliard de euro fonduri europene, lucru extrem de important pentru județul nostru, lucru care am fost și felicitați, conducerea Consiliului Județean a fost felicitată adeseori de către ADR Vest, acolo unde avem alături de județul Timiș, Cara Severin și Arad. Trecând la spre Deva, spre capitala de reședință de județ, în cele 2 luni jumate, 3 luni de precampanie și campanie am fost aproape zilnic în teren împreună cu viitorul primar al Devei și nu mă sfiesc să o spun, viitorul primar al Devei în seara de 19 iunie va fi actualul ministru secretar de stat din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Lucian Ioan Rus, care este propunerea Partidului Social Democrat pentru Deva și, bineînțeles, vom avea și majoritatea consilierilor locali din echipa lui a Partidului Social Democrat. Pentru că Ioan Lucian Rus a dovedit la nivel guvernamental de peste 2 ani jumate de când ocupă acest portofoliu de ministru secretar de stat, a fost la început în Ministerul Turismului, mâna dreaptă a ministrului care era al Partidului Național Liberal și după reducerea portofoliilor și înființarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ioan Lucian Rus este tot mâna dreaptă actualului ministru Oprea, ministru din partea Partidului Social Democrat. Nu știu dacă v-am zis, vă spun, s-ar bucura cei din guvern ca Lucian să revină, el va reveni până la începutul lunii octombrie, dar
El vrea să facă treabă bună în, acolo unde s-a născut, adică aici la Deva, este devean și vrea să pună umărul la revitalizarea Devei, ca Deva să devină, așa cum spuneam și eu în susținerea pentru Lucian, Deva să revină acolo unde este locul, adică să revină în topul capitalelor de județ din Transilvania. La ora actuală, din păcate, Deva este mult, mult sub ceea ce ar trebui să fie ca o capitală de județ și să ne uităm încă o dată la Hunedoara și la Orăștie, care sunt lângă noi. Chiar m-am întâlnit înainte de a veni la dumneavoastră, a fost, am înțeles pe urmă că a fost în emisiunea dumneavoastră de, cu cel mai performant primar al județului Hunedoara, prietenul meu, Dan Bobolțanu, acolo unde am pus eu umărul vreo 30 și ceva de ani de când fac 30 de ani de când fac politică, dar fac la anul 30 de ani. Am avut două mandate de consilier local 1996-2004, când primar era regretatul Mariș, un primar foarte bun, și un mandat de consilier local am avut împreună cu Dan Bobolțanu în calitate de primar, atunci când am reușit să câștigăm pentru prima dată primăria din Hunedoara. Și v-ați pus cumva ambiția acum să faceți același lucru și pentru Deva? De-am și plecat din Consiliul Județean, plec cu fruntea sus din Consiliul Județean, am făcut treabă bună și aici împreună cu președintele Laurențiu Nisor, cu celălalt vicepreședinte Alin Țambă și cu administratorul public Costel Avram, dar și cu întreaga echipă, echipa de funcționari de la Consiliul Județean, nu puteam avea rezultatele care am avut în cei 4 ani la Consiliul Județean, dar plec spre primăria de la Deva, pentru că expertiza mea și experiența mea o pun în slujba devenilor, lucrurile bune care le-am înfăptuit la Hunedoara, alături de Lucian Rus și echipa noastră de profesioniști din lista de consilieri local, vrem să readucem pe linia de plutire Deva, reședința de județ, așa cum și-o doresc, cred că, locuitorii municipiului Deva, care din periplul nostru pe toate cartierele din municipiul Deva sunt extrem de nemulțumiți de actuala administrație. Asta este principalul lucru, să spunem, pe care l-ați auzit de la cetățenii municipiului Deva, indiferent de cartierele. Indiferent de cartiere, am fost și în cartiere. De localitățile aparținătoare, corect, să nu uităm. Am fost și în cartiere, să spun, mai mărginașe, cum dau exemplu micro 15. Dar care plătesc taxe și impozite, la fel ca și noi care stăm în centrul Devei sau exact. Ca cei din cartierul mai select Dallas, cum toți au nemulțumiri și vreau să vă spun că colegii mei și-au notat, ne-am întâlnit cu sute și mii de oameni și cu președinți de asociații de proprietari. Sunt foarte, foarte multe probleme care sunt, cu siguranță nu vor putea fi rezolvate poate nici într-un mandat de 4 ani. Să nu uităm că Dan are la Hunedoara deja 2 mandate și merge sigur și spre al treilea și mai sunt probleme de rezolvat în municipiul Hunedoara, a cărui buget din taxe și impozite este de 4 ori mai mic decât bugetul Devei, reședința de județ, de 4 ori mai mic. Și uitați-vă ce s-a întâmplat la Hunedoara în ultimii 8 ani de zile, când Hunedoara mi-era ciudat că era mult sub Deva, și uitați-vă ce se întâmplă la Deva în cei 7 ani de administrație a actualului primar, când Deva a venit mult, mult sub Hunedoara, deci un buget de 4 ori mai mic al Hunedoarei față de Deva. Bineînțeles, acolo s-a muncit mult și s-au tras foarte multe fonduri europene. Și se văd rezultatele, pentru că tot rezultate. Vorbim de milioane de euro care au fost atrase, doar că unele nu se reflectă corect, în eu stradă. Am citit spune. Și eu și ăsta 300 de milioane de euro atrași de către primăria din Deva, fonduri europene. Nu le văd. Sau și ce vedem sunt acele trotuare făcute și piste de biciclete care, ce să mai vorbi despre ele, și nu sunt ceea ce trebuie. Mai mult, am văzut că a început să zugrăvească porțiuni din străzi în roșu, îmi spunea cineva că a fost cu rolele și ăsta și nu se poate merge cu rolele pe acea suprafață care au vopsit-o în roșu mai nou. Probabil graba și, în fine, este prea târziu.
Este prea târziu pentru să mai faci lucruri pentru Deveni acum, pe ultima sută de metri. Cred că locuitorii municipiului Deva s-au deșteptat și știu ce trebuie să facă în data de 9 iunie. Este momentul zero. Încă o dată spun răspicat, este momentul zero pentru capitala județului nostru, pentru a putea să relansăm și să facem lucrurile pe care le așteaptă locuitorii Devei, ca să nu se mai uită cu privirea tot timpul spre Hunedoara sau spre Orăștie și să vadă că în 4 ani de zile vom reuși ceea ce promitem. Mandatul va fi cel puțin de 8-12 ani ca să facem, să mișcăm lucrurile aici la Deva. Care ar trebui să fie în viziunea dumneavoastră și în viziunea candidatului PSD Lucian Ioan Rus pentru funcția de primar al municipiului Deva, principalele direcții pe care ar trebui să vă canalizați pentru ca într-un mandat, cum spuneați, poate în cei 4 ani, lucrurile într-adevăr să se schimbe, să se vadă că într-adevăr banii aceștia, fondurile europene sau guvernamentale au fost folosite așa cum trebuie. Se reflectă în lucrări finalizate. Vreau să vă spun că, în primul rând, totul pleacă de la lipsa de comunicare cu locuitorii municipiului Deva. Sunt extrem de nemulțumiți locuitorii municipiului Deva de faptul că administrația actuală, cea de 7 ani de zile, n-a comunicat cu ei, cu locuitorii. Deci e nevoie de o deschidere mai mare. Trebuie să te afli în mijlocul oamenilor tot timpul, să le vezi problemele lor, să vezi ce poți să rezolvi și cu ce probleme se confruntă și, bineînțeles, pe urmă să faci un consiliu consultativ în care să fie antreprenorii, că trebuie să ai grijă mare de antreprenori, că ei sunt principalii furnizori de venituri pentru bugetul municipiului și cu asociațiile de proprietari te întâlnești, ăsta este bugetul, să vedem ce din problemele acestea, care sunt prioritare. Nu le poți rezolva pe toate odată. Deci comunicarea cu locuitorii municipiului Deva a fost aproape nulă. Ne spuneau oamenii, zice, n-a venit odată, nu l-am văzut să vină în cei 4 ani. Ba, dăm noi telefon la primărie, nu este. Nu se țin audiențele și așa mai departe. Deci lumea este nemulțumită și lumea nu mai poate fi păcălită să vii tu în emisiuni și să spui ba aia, ba aia, ba nu știu ce, că Vance e de vină că a făcut parcări și asfaltări. Dom'le, parcările și asfaltările sunt în fișa postului, hai să fim serioși. Le faci zilnic, lunar sau anual, trebuie străzile modernizate și nu mai vii, că asta nu e o noutate. Noutăți sunt dacă faci un centru paliativ pentru bolnavii cronici, pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, care nu există în Deva și pe care noi l-avem în program și odată cu mutarea pneumologiei care se va muta de pe Bariciu la Spitalul Județean de Urgență, acea secție, vrem ca împreună, în parteneriat cu Consiliul Județean și cu Biserica, să facem acolo un centru paliativ pentru bolnavii cronici, cum este și la Hunedoara și în alte zone Deva nu are. În același timp lasă de dorit foarte mult dacă vedeți modul în care sunt curățenia orașului și modul în care sunt întreținute zonele verzi. Elementare. Încă o dată, mergeți la Hunedoara să vedeți cum se cosește. Nu știu. Îmi spune așa seara, mergeam spre o emisiune de la unde stau eu, cam în centrul Devei, și mergeam spre o emisiune și mă cunoaște lumea, sigur. Zice, domnul vicepreședinte, suntem în centru, uitați aici, au cosit, iarba îngălbenit este neluată și asta. Păi nu se poate cu arteră principală să faci așa ceva. Nu există. Nu vezi în Hunedoara sau în Orăștie sau nu vezi așa ceva. Nu știu ce se întâmplă, cum se lucrează, dar lucrul lasă de dorit. Adică intrările în Deva, dacă vă uitați, intrarea dinspre Șoimuș și intrarea dinspre Sântu Halm, dinspre care Sântu Halm aparține tot de Deva. Vin turiștii și ăștia și eu cred că, dom'le, când văd bălăriile alea pe la intrare dinspre Șoimuș, ce căutăm noi prin pe aici? Mai vin turiștii la Deva? Păi, din ce în ce mai puțin. Duminică, aproape toată presa audiovizuală și era la telecabină, era și actualul primar acolo, se certa, ba cu unii, ba cu alții, am văzut niște live-uri, am rămas mâhnit. Era autocare venite din Ungaria, turiști veniți din București, din Brașov,
Și dumneavoastră am fost păcăliți, noi am citit că funcționează telecabina. Am auzit pe primar că se certa cu un candidat de la un partid, îi spunea în 30 de minute pornește telecabina. Acel personaj a stat până la urmă vreo 40 de minute și n-a pornit telecabina. Între timp primarul s-a urcat în jeep și a plecat. A lăsat totul baltă și a plecat. N-a mers telecabina. Nu știu. Am mai citit într-un ziar că firma care a montat telecabina, că ar fi ceva interferențe de unde cu serviciul STS-ul și astea, povești și așa mai departe. Acolo totuși această lucrare a fost recepționată. Recepționată și plătită și este un, până la urmă este un pericol. Acolo trebuie făcută o expertiză independentă, neapărat. Nu ar fi trebuit trebuie făcută înainte de a semna recepția lucrărilor? Expertiză nu, dar trebuia totul, adică într-o lună de zile înainte de a da drumul, totul trebuia să decurgă normal, adică ai fost în probe și așa mai departe. Nu se poate, adică nu mai... Și prin asta se îndepărtează, atenție, turiștii de aici, de la care veneau pentru cetatea de se îndepărtează, că îi întreba diverse și ce faceți acum? Ne ducem la Castel la Hunedoara. Bravo! Lucian Rus și el mâhnit de treaba asta și spus, domnule, zice, pierdem turiști, el care vine din Ministerul Turismului și știe cu ce se mănâncă turiști și știe ce trebuie făcut în Deva, ce va trebui neapărat să facem un transport gratuit de la Hunedoara, de la Castel spre Deva ca să readucem turiștii, domnule, când se, bineînțeles, când acea telecabină va fi funcțională, domnule, nu merge, stop, expertiză, vedem ce se întâmplă până o punem pe picioare, nu azi merge, mâine nu merge sau merge 30 de minute, pe urmă nu merge o zi întreagă, nu se poate așa ceva. S-au pierdut imaginea Devei a scăzut extraordinar de mult și turismul este o sursă de venituri. Castelul de la Hunedoara, 500.000 de turiști anul aduce cel mai mare venit pentru bugetul municipiului Hunedoara. Deci sunt lucruri impardonabile care vii să spui că nu ești tu de vină. Ba ești de vină că tu ești edilul orașului, tu ai în subordine administratorul public care nu știu ce face și la... Eu nu i-am văzut de când, de 2 ani jumate când sunt în Deva, în șantierele care sunt, nu prea am văzut aproape deloc nici pe administratorul public, nici pe cei doi viceprimari, cu toate că unul este, trebuie să recunoaștem, este Partidul Social Democrat, nici pe primarul nu i-am văzut pe șantierele din Deva care este important deschise. Ca primarul să fie este pe aceste foarte, șantiere? Este foarte important să meargă din când în când pe aceste șantiere, pentru că trebuie, lucrările trebuie urmărite. Și la Hunedoara, Dan Bobuțan nu merge chiar în fiecare zi, dar se duce cu echipa lui de specialiști din primărie. Exact, cu unii vor spune, chip, poate și trebuie să meargă mai vede, și alții angajați ai primăriei. Mai sunt, și atunci mai biciuiești pe constructor, că și constructorii câteodată. Am avut noi probleme, eu personal, cu răspund la nivel de județ de culoarul Mureș-Nord și o firmă cu internațională, mare firmă, nu-i dau numele și așa mai departe, uite că ne-a întârziat cu lucrările, n-am pierdut niciun ban până la urmă că s-a etapizat proiectul, niciun ban european, dar celelalte două firme din județ au încheiat lucrările de un an și ceva. Deci constructorul trebuie urmărit și trebuie biciuit până la urmă, hai la muncă, hai să facem. Dar acest lucru nu s-a întâmplat în Deva, iar lucrările lasă de dorit calitatea lor, da? Chiar dacă este un diriginte de șantier, dar tu ca primar, băi, ce cu dalele ăștia, ce cu trotuarul ăsta din dale, că mișcă, cade lumea, nu e în regulă. Nu e în regulă. Vă propuneți să fiți altfel din acest punct de vedere pentru Deveni? În primul ne propunem, rând. Da, pentru Deveni ne propunem, nu trebuie să se sperie că se mai aud vorbe, că vezi, doamne, că vine Lucian Ruș și echipa lui în primărie și va fi un dezastru cu funcționarii, dă-i schimb, nu e adevărat. Îi vom pune la muncă, adică sunt oameni foarte capabili în primăria de la Deva și plătiți, dar dacă ei nu sunt urmăriți și să-și facă fișa postului, sigur că atunci, da, știți că întotdeauna peștele de la cap se împute, este acel proverb românesc și așa este, iată, la Consiliul Județean, dacă președintele este peste tot, mergea la Spitalul Județean, pe culoarul Mureș-Nord, la Castelul Nopcea, în Parânci, peste tot, pe toate drumurile județene. Măi, haideți ăsta. Liderul de tonul, păi, nu? Liderul de tonul întotdeauna și lucrurile se văd, realizările se văd la nivelul Consiliului Județean, se văd și nerealizările la nivelul Devei, capitala de județ, care a rămas mult, mult în urmă
mă refer doar la Hunedoara și la Orăștie. Nu mai vorbim de ce spunea actualul edil, că vezi, Doamne, ne vom bate cu Alba Iulia, cu Oradea, cu Clujul, cu Timișoara, cu Arad, da, de unde povești. Asta se întâmplă într-adevăr în urmă, povești, cu vreo 7 ani. Povești. Se discuta despre acest aspect. În condițiile în care, să presupunem, devenii vă vor oferi votul de încredere în data de 9 iunie. Sunt sigur că o să ni-l ofere, pentru că nu mai au încotro. Dacă nici de data aceasta este momentul zero, Deva nu are nicio șansă să redevină ceea ce ar trebui să fie. Care vor fi primele trei priorități, să spunem, pe care le veți avea din calitatea dumneavoastră de consilier local al Devei? Repet, dacă devenii vă vor oferi acest vot de încredere, ce credeți că ar fi, nu știu, prioritățile zero, să spunem? În primul rând, aspectul orașului este clar, adică partea de curățenie și zone verstese, dăm un alt aspect municipiului. Din punctul meu de vedere, eu aș vrea și în materie de, pentru că și sportul este o prioritate în Deva, eu ca și fost jurnalist sportiv vreo 40 și ceva de ani, mi-aș dori extraordinar de mult, așa cum Hunedoara a performat în fotbal, da? Câștigarea Cupei României și evolua în a doua competiție continentală, vreau să ca handbalul feminin să redevină ce a fost odată. Și mă refer aici la anul 2002-2004, când Remin Deva câștiga în 2002 Challenge Cup-ul, iar în 2004 era finalista aceleași competiții. Odată învingea o echipă germană în acea finală din 2002, a doua oară a fost învinsă tot de o echipă germană. Deci aș vrea pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani, am înțeles, cu echipa de handbal feminin. Am înțeles că a avut buget anul acesta, în anul competițional, 1 milion de euro, foarte mult pentru echipa de Liga a doua, și au ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea în Liga Florilor, acolo unde sunt echipele mari care participă în trei cupe europene. Deci, din cunoașteți foarte bine acest domeniu al sportului. Bine, da. Ce se întâmplă? Sunt de vină cei care poate reușesc sau nu să managereze foarte bine, da, sunt de vină, acest, sunt de vină, un astfel de club. Sunt de vină jucătorii. Nu, sunt de vină, în primul rând sunt de vină cei care și au condus. Ce trebuie făcut? Va trebui o reorganizare totală a clubului CSM Deva, are foarte multe discipline, toate astea, dar să dai acolo banii unde ai și performanță, da? La Hunedoara s-a investit în echipa de fotbal, există și acel parteneriat cu Consiliul Județean, același lucru mi l-aș dori și la nivelul echipei de handbal, și sunt sigur că oameni care pricep acest fenomen și care își doresc, adică să facă performanță, că CSM Deva, echipa de handbal, va redeveni ceea ce a fost odată Remin Deva. Dar trebuie în primul rând să-ți dorești acest lucru și să nu umbli. Când m-am uitat pe statele de au apărut, da, statele de plată, mi s-au apărut și salariile enorme pentru Liga a doua la anumite sportive, am văzut și ceva cercetător, științific sau sportiv, nici nu știu cu ce se mănâncă acea funcție. Am înțeles de la anumite persoane din anturajul primăriei că au fost și angajări chiar fictive, le vom vedea la fața locului după ce vom în octombrie, câștigăm alegerile 9 iunie, dar mandatul va fi la începutul, preluarea la începutul lunii octombrie. Și eu sper că lucrurile se vor îndrepta în toate domeniile din Deva, de care nu prea s-a făcut treabă nici în educație, nici în sănătate, dar acea polivalentă care a rămas pe hârtie, la Hunedoara sigur se începe demolarea stadionului în toamnă și construirea unui stadion ultramodern. Nu mai pune doar. Este orașul meu de suflet. Am stat și aici 6 de ani, dar sunt devean, respect Deva și vreau să facem treabă în Deva. Așadar, un oraș mai curat, un oraș în care tinerii să poată să corect, facă trebuie, și sport de performanță. Și tinerii trebuie aduși acasă, dar va trebui înființată, așa cum a spus și Luci Rus, va trebui înființată și la Deva Universitate. El are o relație foarte bună cu decanul Academiei de Științe Economice de la București, cu domnul Radu. Și oricând se poate înființa o secție solidă, o subfilială a ASEU-ului aici la Deva, pentru că
astfel, parcă exista. A existat. Astfel, așa poți să reții tineretul, da? La Hunedoara există Institutul de Inginerie. Așa poți să readuci și să ai tinerii să îi menții aici și să înființarea unui parc industrial, așa cum este la Hunedoara, pentru a aduce investitori. Lucian Rus are deja la nivelul guvernului, s-a întâlnit cu o grămadă de investitori și antreprenori care pot să vină spre Deva, dar trebuie să le ofer ceva. Trebuie să le ofer ceva și acest lucru va fi oferit de către Ioan Lucian Rus, care va câștiga cu ajutorul Develinului, bineînțeles, fotoliul de primar și de echipa lui de consilier local. Echipă care mai toți candidații spun cât de mult contează să le fie alături și în Consiliul Local, evident, pe lângă cei angajați din diferite compartimente de specialitate, și echipa de consilieri județeni este esențială. Bineînțeles, și echipa de consilieri, dar și echipa de consilier local, pentru că dacă mă uit pe această listă, sunt oameni foarte capabili, cu expertiză mare. Mă refer aici la Ciprian Roman, mă refer la managerul spitalului Emil Stoica, subsemnatul, de ce să nu, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul director Nicolae Stanca de la Devagol, da? Doamna profesoară Luminița Hurgoiu, actualul consilier local și viitorul consilier local Constantin Călin Moraru, Sorin Lavu, Petru Lobonț de la Cadastru, da? Și lista poate continua, sunt oameni foarte importanți și chiar mi-a displăcut o replică a actualului primar, care într-o emisiune televizată îi lăuda în 24 aprilie pe cei din PSD și spunea că e prieten și cu ăla și cu ăla și mai departe, și la o lună diferență, în 28 mai, avem lista noastră de consilieri locali, foarte bine, și ăștia au minunea aia de consilieri, adică negativ. Ce listă are Partidul Social Democrat? Are o listă de oameni profesioniști care pot face treabă și pot să readucă Deva, încă o dată spun, acolo unde trebuie. Este momentul zero și i-aș atenționa pe Deven să nu risipească votul. Este clar că lupta pentru fotoliul de primar se dă între actuala administrație, între actualul edil, care este în cădere liberă, și Ioan Lucian Rus. Orice vot spre alt contracandidat, care, vă spun sincer, ceilalți contracandidați, nu știu dacă vor obține, vor trece vreunul de 6-7%, orice vot care merge spre acei contracandidați este de fapt în favoarea actualului edil. Deci, dragi deveni, nu risipiți votul în data de 9 iunie. Votați cu încredere Ioan Lucian Rus pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara, Deva, votați echipa lui de consilier local, pentru că fără consiliul local, fără majoritate în consiliul local, un primar este numai așa, stă la... Asta și sunt exemple în județul Hunedoara de sunt aici lângă noi, la Simeria, și așa mai departe, dar pentru că nu a avut, da, datorită faptul că tot timpul s-a pus contra în ședințele, pentru că trebuie promovate. Acum e nevoie și de opoziție în este nevoie orice inițiativă a opoziției care este benefică locuitorilor Deve, bineînțeles că o vom accepta. În același timp, votați președintele Consiliului Județean pe Laurențiu Nistor și lista de consilieri județeni, pentru că ați văzut, așa cum s-au făcut parteneriate la Hunedoara, în care Consiliul Județean am preluat Casa de Cultură și am făcut-o, este foarte lăudată în toată România, mai ales de cei care au venit și cântărești și actori să joace acolo. Am zis că este o sală superbă și apoi am predat-o din nou primărie. Așa putem să facem parteneriate cu Consiliul Județean în viitorul legislativ, să reabilităm Casa de Cultură, da? Din Deva. Și multe altele. Până la urmă sunt multe probleme pe care le ridică și devenii. Unii dintre ei chiar vin cu soluții la rezolvarea acestora, lucru de apreciat până la urmă, pentru că se implică. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb referitor la cei care în data de 9 iunie cumva au obligația de a ieși la vot, cei care au acest drept, bineînțeles, doar că în continuare mai sunt unii care spun nu are sens să ies la vot pentru că oricum va ieși tot cu tare, nu are sens să ies la vot pentru că și pentru că. Ce-i sfătuiți? Pentru că e important probabil, sigur, și numărul celor care iasă. Vă dau un exemplu. Sâmbătă, când a fost finala de Champions League, Borussia Dortmund Real Madrid, eu sunt fan real de mulți ani și m-am bucurat că a câștigat al 15-lea trofeu,
plecam de acasă și m-am întâlnit pe parcurs până la locul unde mergeam să văd pe o terasă meciul de fotbal împreună cu colegii. Mai avem un minut. Da? Așa m-am întâlnit cu două persoane, soț și soție, care după ce am povestit cu a treia persoană și erau cei de față, mi-a spus, domnul vicepreședinte, noi eram hotărât 100% să nu mergem la vot în 9 iunie. Dar prin ceea ce ne-a spus și asta, vă garantăm 100% că mergem la vot și vom vota echipa Partidului Social Democrat. Așa îndemn pe cei nehotărâți sau cei care vor să stea acasă. Dacă stați acasă, Deva va rămâne la fel cum este acum. Așa că, dragi deveni, număr cât mai mare duminica viitoare la vot și alegeți echipa Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Bădin. Mult succes vă dorim în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!